Născută chiar în ziua Bunei Vestiri, binecunoscută artistă populară Maria Deac Poenaru a împlinit astăzi 90 de ani. Ca în fiecare an, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a ținut să o felicită personal și să-i mâneze o plachetă aniversară. Duminică, de ziua icoanei, creatoarea de icoane pe sticlă a participat alături de mulțimea venită să o felicite la slujba oficiată la biserica din Laz, pentru ca mai apoi întreg alaiul să se îndrepte spre casa Mariei Deac Poenaru pentru a-i ura tradiționalul la mulți ani cu sănătate și ani mulți de acum încolo. Maria Deac Poenaru trăiește și creează. Suntem la aniversarea dumneaei. Am venit astăzi la Laz în frunte cu președintele Consiliului Județean Alba pentru a aduce un omagiu ultimului descendent al celebrei dinastii de iconari de la Rășinari, de la Laz, să aducem un omagiu omului de excepție care a fost Maria Poenaru, în același timp să aducem un omagiu etnografului Maria Poenaru, care a strâns în casa poenarilor și în casa domniei sale tot ce are mai reprezentativ Lazul, tot ce au avut mai reprezentativ cele 5-6 generații de iconari, să aducem un omagiu acestei mari doamne a icoanei românești, care a fost și rămâne doamna Maria Poenaru, care reprezintă cum nimeni n-a făcut-o zona Văii Sebeșului. Eu pot atât să spun simplu la mulți ani, ne vedem la anul. Acum m-a adus o plachetă cu 90 de ani, o să scriem 91, 95, 99, 100 și tot o să venim împreună în fiecare an. Că așa ne tot obișnuit. La mulți ani! Ultima reprezentantă a neamului pictorilor din Laz, artista populară a mulțumit tuturor pentru plăcuta surpriză și s-a retras să se odihnească. Vă mulțumesc la Dumnezeu că mi-a dat sănătate până acum câteva zile. Și am făcut ce am putut și eu. Care-i vreo să facă frumos. Cât am putut, am făcut așa. Dumnezeu să vă dea sănătate și dumneavoastră. Și să ne vedem cu bine în fiecare an aici la dumneavoastră. Prea multă cinste mi se dă. Am umblat mult și vi se dă așa multă cinste pentru că meritați. La mulți ani încă o dată. Vă mulțumesc frumos. Între Maria Deac Poenaru și președintele Ion Dumitrel există o legătură specială. În primul rând că suntem foarte apropiați sufletește unii de alții. Chiar la un moment dat mi-a spus și m-am simțit extraordinar că probabil n-a avut copii, dar probabil copilul ei, dacă ar fi avut, semăna cu mine și era așa cum sunt eu. Ce se înseamnă enorm pentru noi, Poenaru, tradiția familiei Poenaru. Am fost pe Muntele Atu și am întâlnit o cruce pictată de un descendent al primului Poenar și vreau să vă spun că m-a fost impresionat faptul că de pe această vale, în punctul cel mai important din punctul meu de vedere a Ortodoxiei, pe Sfântul Munte Athos, a ajuns efortul și munca pe tradiție a locuitorilor de aici, de la noi, de pe Valea Sebeșului. Pentru mine înseamnă enorm de mult și îmi pare rău că e posibil să se încheie o tradiție a Poenarului de sute de ani odată cu dispariția doamnei Poenaru și sperăm să fie cât mai târziu posibil. La 90 de ani încă se ține bine, am dorit și doresc să fie sănătoasă și să ne întâlnim și la anul și anul viitor, pentru că de câțiva ani buni mă întâlnesc cu doamna de ziua ei. Ziua de naștere 25 de Buna Vestire și a fost adusă pe pământ într-o sărbătoare importantă a Ortodoxiei și s-a dedicat icoanei. Astăzi, de fapt, este și sărbătoarea icoanei și iată cum se leagă lucrurile. La mulți ani, Maria Poenaru, și niciodată nu o să uităm ce a făcut și ce va face pentru credința și tradiția noastră ortodoxă.
Pictorii Poenaru din Laz au dezvoltat un stil estetic aparte și o adevărată școală de pictură pe Valea Sebeșului, începând cu anul 1770. Deseori, în lucrările de specialitate, acest curent artistic de pe Valea Sebeșului este menționat drept școala de la Laz. De-a lungul timpului, Maria Deac Poenaru a inițiat în arta iconografiei, a țesutului și cusutului zeci de generații de tineri, ajutând astfel la păstrarea unor tradiții și a unor cunoștințe inestimabile. În locuința sa din Laz a încropit cu ajutorul Consiliului Județean Alba un mic muzeu ce cuprinde sute de obiecte de artă, în principal icoane unicat realizate de membrii familiei Poenaru, dar și obiecte de artă populară.